Dragii mei, vă invit acum să urmărim un cuvânt din Scriptură potrivit pentru sărbătoarea aceasta, pentru ocazia aceasta, și din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, începând cu versetul 8 și până la versetul 20, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 987 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, începând cu versetul 8. În Ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții, Haideți să mergem până la Betlem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care au erau întocmai cum li se spusese Amin. Vă invit să ocupați locurile. Isus e cea mai bună veste. Isus nu e o poveste. Isus e unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Deci, în fața acestui miracol care se cheamă Nașterea Domnului Isus Hristos, stăm noi în această vreme la sărbătoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fratele Costel spunea de dimineață că sărbătoarea aceasta este despre cântare, mai mult despre cântare. Pentru că la, cu ocazia aceasta nașterii Domnului Iisus Hristos a cântat și așa este, au cântat și îngerii din cer, corul acela ceresc. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar dincolo de cântare, spune Sfânta Scriptură, îngerul a adus și o veste, un mesaj Astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Încercăm să împletim și cântarea și mesajul și în felul acesta să sărbătorim în acord cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Să fie inima predispusă să cânte, să fie mintea și inima predispusă să primească mesaj de la Dumnezeu din cer. Chiar dacă poate suntem puțin obosiți. Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. În urmă cu vreo 10 zile, am primit un mesaj de la un prieten de-al meu din Statele Unite ale Americii. Și din cuvintele pe care le conținea mesajul acesta, răzbătea așa un fel de bucurie. Și zicea el așa, astăzi a fost ultima zi de muncă din anul 2023. E normal să simți așa o bucurie, că după un an de trudă de muncă, dintr-o dată ai pus stop Imaginați-vă că eu aș fi uh, continuat dialogul acesta cu el și aș fi pus următoarea întrebare. Bun, ai terminat munca. Ce urmează de acum? Ce credeți că mi-ar fi răspuns? Urmează vacanța. Urmează concediu. Urmează sărbătorile. Sau, dragii mei, spus în alte cuvinte, în dialogul acela, ar fi putut să-mi răspundă cam așa. Urmează o vreme în care ies din rutina mea zilnică. Un an de zile am fost în această rutină. M-am dus la muncă, a venit de la muncă. M-am dus la muncă, a venit de la muncă. Și astăzi am pus stop acestei rutine și vine o altă perioadă în viața mea. Deci mei, una dintre experiențele noastre de viață este rutina. Sunteți de acord? Adică acea obișnuință pe care o căpătăm prin repetarea frecventă și îndelungată a aceleași activități sau a așa activități. Intrăm într-o stare de obișnuință. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine și serioși în același timp, nu putem decât să observăm că rutina afectează fiecare sector al vieții noastre. Afectează bună viața de familie. Ne trezim dimineața în aceeași casă, ne facem același program, îl spunem cam aceleași cuvinte către cei cu care ne ciognim în casă dimineața, alergând încoace și încolo să ne pregătim pentru mes de acasă, ne ducem la muncă, la școală, trudim, venim după masă spre seară acasă obosiți, schimbăm două, trei cuvinte, programul de seară, încercăm să ne relaxăm cine știe, citim știrile sau ascultăm cine știe ce și la culcare. Asta în fiecare zi. Rutina ne afectează viața noastră profesională. Spuneam, ne repezim de acasă spre serviciu, mergem la același birou, pe același șantier poate, la același grup de muncă, facem cam același lucru în fiecare zi, ne îndeplinim cam aceleași responsabilități și gonim spe, seara, seara spre casă, în fiecare zi. Rutina ne afectează viața noastră spirituală. Ascultați-mă bine. Facem cam aceleași lucru. Spunem cam aceleași rugăciuni. Fiți sinceri cu dumneavoastră. Participăm cam la aceleași slujbe. Ținem cam aceleași sărbători. Și asta în fiecare an. Deci, mei, atitudinea noastră oamenilor față de rutină poate fi uneori diferită. Știți că pentru unii rutina este mulțumitoare. Le place să fie în rutină. Adică, Rutina le creează acea, acel automatism cu care efectuează anumite activități, nu mai trebuie să gândească. Știți că a gândi uneori este un lucru complicat, știți asta? Știți, frații mei? Și oamenii aceștia încearcă să evite tot ceea ce le complică viața. Dacă rutina le o simplifică, acceptă rutina. Și fac automat aceleași lucruri în fiecare zi, fără să gândească la ceea ce fac. Numai că pentru alții rutina este obositoare. Făcând mereu același lucru, ducându-se mereu la aceleași slujbe, spunând mereu aceleași rugăciuni, mergând mereu la același loc de muncă, de prin aceleași responsabilități, se plictisesc. Fiți sincer, se întâmplă asta la biserică. Uneori. Dragii mei, plictiseala este obositoare. Eu mai tot abordez așa copii pe aici, pe acolo, prin curte, poate ați văzut că tot fac cunoștință și cu unul și cu altul, îi întreb cum îi cheamă și îi întreb în fiecare duminică. Dar le pun și întrebarea asta, îți place la biserică? Așa, unul zice nu. Dar de ce nu-ți place la biserică? Mă plichisesc. A zis ce copii. E adevărat. Numai că se plichisește și oamenii mari. Pentru că intrăm în această rutină. Și plictiseala asta este obositoare. Și ascultați-mă, rutina devine atât de obositoare pentru unii, încât ajung să urască ceea ce fac. Ați auzit oameni care au zis, urăsc serviciul ăsta. Ați auzit? Rutina. Urăsc. Până acolo îi duce rutina încât sunt gata să abandoneze ceea ce fac, să fac altceva, dorind să facă altceva. Și ascultați-mă, pentru categoria asta de oameni, pentru care rutina este obositoare, vine o provocare, să facă altceva. Sau să facă ceea ce au făcut altfel. Și întrebarea este, cum să faci altfel? Adică te duci la biserică. Și există uneori presiunea asta să ieșim din rutină, să facem altfel. Să sărbătorim altfel. Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că evreau ieșit din Egipt, au ajuns undeva lângă muntele lui Dumnezeu, Moise s-a urcat pe munte și a zăbovit acolo mai multă vreme și în jos poporul uh, și-a pierdut răbdarea și au zis, cine știe ce s-a făcut cu Moise? fă un Dumnezeu care se meargă înaintea noastră. Și-a zis aron Bun, uh, mâine va fi sărbătoare în cinestea Domnului. Dar cum sărbătorim? Cum sărbătorim? Cum sărbătorim, frații mei? Și spune Sfânta Scriptură că au sărbătorit împrumutând ceva din Egipt, din cultura în care au trăit o bună pucată de vreme. Și spune Scriptura că au luat aurul, aurul care îl aveau femeile, podoabele pe care le aveau ele, au făcut un Dumnezeu și au zis, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și au început să mănânce, să bea, să joace și așa mai departe. Să sărbătorească. Deci mei, căutăm tot felul de metode să ieșim din rutină. La noi acasă, la noi la serviciu, la noi la școală, la noi la biserică. Numai că în seara aceasta am citit un cuvânt din Scriptură despre niște oameni care aveau rutina lor. Făceau de strajă noaptea în prejurul lor. Făceau noaptea asta, au făcut și noaptea trecută, au făcut cine știe câte nopți, de când se știau, erau ciobani. Numai că pe oamenii aceștia i-a scos Dumnezeu din rutină. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Din acel automatism, din acea stare de obișnuință, Dumnezeu i-a scos în momentul acela sau în noaptea aceea când s-a născut Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, este diferență între a căuta noi metode să ieșim din rutina asta vieții și a venit Dumnezeu să ne scoată din rutină? Ce ziceți? Este diferență. Vreau să predic în seara aceasta, dragii mei, spre finalul întâlnirii noastre din această seară, tocmai despre subiectul acesta. Nașterea Domnului și ieșirea din rutina vieții. Nu venim în locul acesta să sărbătorim pentru că am sărbătorit ce anul trecut și de când ne știm noi. Și pentru că am sărbătorit de atâta vreme și venim la biserică de atâta vreme, am căpătat o rutină obositoare. Vrem să sărbătorim altfel. Dumnezeu din cer să intervină, să ne scoată din obișnuința asta, din rutina asta. Nașterea Domnului și ieșirea din rutina vieții. Dragii mei, de ce ar fi nevoie ca la nașterea Domnului Iisus Hristos noi să ieșim din rutina în care suntem? De ce ar fi nevoie? Și vreau să încerc să răspund la întrebarea aceasta să dau câteva răspunsuri la întrebarea aceasta și Dumnezeu din cer. Să ne ajute, frați și surori, dragi prieteni, să ne ajute Dumnezeu din cer. Să ieșim din această obișnuință noastră care ne obosește uneori. Primul lucru pe care vreau să-l spun, folosindu-mă de pasajul acesta, pentru ca să ieșim din această rutină, trebuie să avem o descoperire din cer. Oamenii aceștia simpli, nu cu multă școală, nu umblați pe la, pe la facultăți, nu cu diplome, oameni simpli. Oamenii aceștia au ieșit din rutina vieții lor. Simplă viață, așa cum era, dar era rutină. Au ieșit atunci când au avut acces la lumea lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb. Dumneavoastră credeți că dincolo de lumea asta pe care o percepem cu simțurile este o altă lume? Credeți? Credeți sau nu credeți? Dar de unde credeți? Oamenii aceștia, în momentul acela când au ieșit din rutina asta vieții, au văzut ceva din lumea lui Dumnezeu. Un înger slava lui Dumnezeu. Nu mă pune să o descriu că nu știu slava lui Dumnezeu. Ea e arătată aici în Scriptură ca o lumină uneori care, care, te orbește. Da? O, un cor îngeresc au pătruns dincolo de perdea asta care împiedică ființa umană limitată să vadă lumea lui Dumnezeu. Dar lumea lui Dumnezeu este la fel de reală ca lumea asta. Nu este iluzie, e lumea lui Dumnezeu reală. Oamenii aceștia au, au auzit ceva din lumea lui Dumnezeu. Au auzit un mesaj, au auzit o cântare, iar nu mă întrebați cum au cântat îngerii, cred că au cântat superb. Da? Și, dragii mei, când au avut acces la lumea asta a lui Dumnezeu, oamenii aceștia au ieșit din rutina lor. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia au reușit să vadă cum, cât entuziasm au ființele cerești pentru ceea ce lucrează Dumnezeu. De ce credeți că au cântat îngerii aceia, a acela de îngeri? De ce credeți? De ce au zis slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui? De ce credeți că au zis asta, că au cântat asta? Au văzut și s-au minunat și s-au umplut de entuziasm pentru ce lucrează Dumnezeu. Dumnezeu a trimis din cer în lumea noastră un mântuitor. E mare lucrarea asta lui Dumnezeu. Deci, dacă vă uitați în Scriptură, lumea lui Dumnezeu, ființele din lumea lui Dumnezeu, se entuziasmează de ceea ce face Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Isaia, al capitolul 6, că omul acesta a văzut așa o viziune într-o zi pe Dumnezeu stând pe scaunul acela de domnie foarte înalt, poalele mantiei coborau jos spre templu și serafimii care au deasupra și ziceau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și pământul este plin de măreția Lui. De ce credeți că uh, ființele astea, cele serafime aceștia, uh, cântau, ziceau uh, unii către alții, dragii mei, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor, pentru că au văzut că măreția lui Dumnezeu umple pământul. În cartea Iov zice Dumnezeu, când în mijlocul furtunii vine vine la, la omul acesta încercat, zice așa, Dumnezeu către Iov, unde erai tu când am întemeiat pământul? A fost un punct, un punct important în lucrarea lui Dumnezeu când Dumnezeu a întemeiat pământul. A fost un punct important. Ce zice, dragii mei? Atunci, continuă acolo cuvântul lui Dumnezeu, atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie sau de veselie. Dar de ce scoteau fiii lui Dumnezeu strigăte de, de, veselie? De ce, de ce stelele în cântări de bucurie? De ce? Pentru că Dumnezeu lucra la crearea pământului și la tot ce înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu. Și ființele din cer, ascultați-mă, sunt entuziasmate de ceea ce face Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia au ieșit din rutina asta atunci când au avut o descoperire de la Dumnezeu. Au avut acces la lumea lui Dumnezeu. O poate ziceți asta cu ei, dar eu? Eu? Aș putea eu avea acces la lumea lui Dumnezeu? Aș putea avea eu o descoperire de la Dumnezeu din cer. Se poate întâmpla cu noi muritorii din zilele noastre lucrul acesta, dragii mei. Sigur că se poate. Dumnezeu poate. Cartea asta lui Dumnezeu este plină de exemple de îngeri ai lui Dumnezeu care au venit la oameni ca și noi. Unii prăbușiți în disperare, alții închiși în temniță, și a venit îngerul și l-a lovit în coastă pe, pe Petru, l-a trezit, l-a luat și l-a scos până dincolo, dincolo de poarta încuiată. Pentru că lumea asta lui Dumnezeu, ascultați-mă, există să-L slăvească pe Dumnezeu, dar să fie slujitor lui Dumnezeu pentru noi în această lume. Dragii mei, s-ar putea să nu fi avut careva dintre noastre o asemenea viziune. Mi se pare că tot la o asemenea sărbătoare am spus, cred că niciunul dintre noastre n-ați văzut vreun înger. Și am ieșit în curte. Poate am mai spus asta aici. Și a venit o soră la mine și a zis, fratele lui, eu am văzut un înger. Mi-a apărut un înger. Toți mei, s-ar putea ziceți halucinație. Pentru oamenii aceștia de aici, această descoperire de la Dumnezeu din cer n-a fost halucinație. Cât se poate de reală. Pentru că lumea lui Dumnezeu este reală. Deci oamenii aceștia au avut o descoperire de la Dumnezeu. Dar noi, n-am văzut înger. Dacă n-a văzut înger, dacă n-a venit, dacă n-a dat Dumnezeu parte pierdeau asta ca să pătrundă în lumea lui Dumnezeu. N-am descoperire de la Dumnezeu. Deci, mei, cartea aceasta este descoperire de la Dumnezeu. Citiți în ea. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și aici este descoperirea lui Dumnezeu. Dacă n-a dat Dumnezeu perdeaua să pătrund printr-o viziune în lumea lui Dumnezeu, dragii mei, aici este descoperirea lui Dumnezeu. Și când citesc aici, văd cât de entuziasmată este lumea lui Dumnezeu de ceea ce face Dumnezeu. Și ar trebui să mă entuziasmez și eu, să zic slavă lui Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea lucru care ne poate scoate din din rutina asta a vieții, dragii mei, este atunci când avem o credință autentică. Oamenii aceștia, în noaptea aceea, când făceau de strajă, lângă turmele lor, așa cum au făcut de multă vreme, au primit un mesaj. Noi primim mesaj de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește. Și vorbește când într-un fel, când în altul zice Biblia. S-ar putea ca noi să, să avem pretențiile noastre, vreau așa să-mi vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-ți vorbească altfel. Dar Dumnezeu vorbește. Lor le-a vorbit printr-un înger care le-a apărut acolo și au tremurat și nu știu câți de aici am, am rezistat să stăm în fața unui înger așa cum a venit la Iosua sau cum a venit la, la păstorii aceștia. Dar noi primim mesaje de la Dumnezeu. Când deschidem cartea aceasta, când ne se predică cuvântul, prin mesaje de la Dumnezeu, întrebarea este ce facem cu mesajul acesta. Știți că oamenii aceștia au ieșit din rutina asta când ceea ce le-a spus sângerul din partea lui Dumnezeu au crezut. Așa este. Din perspectiva ceea ce spun acum și din perspectiva acestui cuvânt din Scriptură, dragii mei, a crede înseamnă să accepți că realitatea nu este întotdeauna ceea ce vezi. Vă ascultați? Asta înseamnă printre alte la crede. Pentru noi realitatea este ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim, ce pipăim. Dar din perspectiva acestui cuvânt al lui Dumnezeu a crede, înseamnă că realitatea este uneori dincolo de ceea ce noi putem să vedem. Ascultați-mă, s-au dus, dus păstorii aceștia. Până la Betleem, așa cum le-a spus Îngerul. Vreau să vă întreb ce au văzut acolo. Ce au văzut acolo? Noi asta cântăm la, la sărbătoarea nașterii Domnului, uh, prung și iesle, prung și iesle, da? Asta au văzut. Dar întrebarea este, realitatea din perspectiva lui Dumnezeu era doar prung și iesle sau era altceva? Credința, dragii mei, spune că realitatea este dincolo de ce vedem. Nu-i prunc și este, este mântuitorul trimis lumii de către Dumnezeu. Ca că așa a spus îngerul, vi s-a născut un mântuitor. Când se uitea la pruncul acela, vedeau mântuitorul. Credința asta spune, realitatea este dincolo. Da? Au venit imagini de departe, babutul care lungă. Și, dragii mei, s-au dus la palat că mintea așa le-a spus. Și s-au dus într-o casă după aceea și au văzut un copilaj. Nu știu precis ce vârstă avea, probabil ceva sub 2 ani de zile, da? Ce au văzut ei? Un copilaj. Dar credința. Credința ce le-a spus? Realitatea este alta, este împăratul de curând născut al iudeilor. Deci, ascultați-mă, dragii mei, ca să ieșim din rutina asta a vieții, trebuie să avem credință. Credința aceea care. Acceptă că realitatea este dincolo de ceea ce percepem cu simțurile noastre. E ceea ce zice Dumnezeu. Se plimba Eva pe lângă, pe lângă pomul acela din grădină și într-o parte și în alta și vreau să vă întreb, ce vedea Eva? Ce vedea? Un pom plăcut la privit. Un pom de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Vreau să vă întreb, care era de fapt realitatea? plăcut la privit și de dorit să deschidă cuiva mintea, sau realitatea era că acolo era moarte. Dumnezeu a zis așa. În ziua în care mănânci, mori. Dar trebuie credință ca să poți accepta lucrul acesta. Nu ce vezi? Da? În Cartea Judecătorilor, la capitolul 6, spune Sfânta Scriptură că era undeva un, un țăran iudeu, bătea greul în teasc. La prima vedere, dragii mei, ce puteați spune despre, despre iudeu ăsta, despre Gedeon? Era un om fricos. Că bătea grâul în teasc să-l ascundă de frica lui Madian. Și cine se uita la el zicea ăsta e un om fricos. Dar realitatea era că era, el era din perspectiva lui Dumnezeu, viteazul lui Dumnezeu. Domnul este cu tine, viteazule. Deci, dragii mei, avem nevoie de credință, adică de a accepta că realitatea nu este totdeauna ceea ce vedem noi. E ceea ce zice Dumnezeu. Avem nevoie de această credință care acceptă că realitatea, dragii mei, nu este ceea ce, ce procesează mintea noastră, ce deduce mintea noastră. Este ce zice Dumnezeu. A zis Maria, când a venit în cerul ea, vei rămâne însăcinată, vei naște un fiu, a zis Maria, cum se va face lucrul acesta? Eu nu știu de bărbat. Adică mintea mea nu poate pricepe. Dar credința zice că dincolo de ceea ce zice mintea noastră, este ce zice Dumnezeu. E adevărat ce zice Dumnezeu, nu ce zice mintea noastră. Dacă mintea noastră zice că nu se poate și Dumnezeu zice se poate, ascultați-mă, chiar se poate. A zis Domnul Iisus Hristos când era cu ucenicii pe, pe mare și în barcă, a zis, aruncați breaja pentru pescuit. Și a zis, pentru văzătorule, toată noaptea ne-am trudit, dar nu-i nimic. N-am prins nimic, că nu-i nimic. Dar a zis el așa, chiar dacă mintea îmi spune că nu-i nimic, la cuvântul tău arunc mreaja. Credința zice că este. Dacă Dumnezeu zice că este și mintea zice că nu este, Dumnezeu are dreptate. Dragii mei, ca să ieșim din această rutină a vieții, avem nevoie de credință. Credința aceea care, care acceptă că realitatea este dincolo de ceea ce percep simțurile noastre, de ceea ce zice mintea noastră. Mă duc un pas mai departe. Ca să ieșim din rutina asta a vieții, avem nevoie, dragii mei, să ascultăm de Dumnezeu. Spuneam că ieșirea din rutină înseamnă să faci altceva. Ai făcut o viață întreagă un în anumit lucru, l-ai făcut în, în, același fel, te obosește rutina asta. Să ieși din rutină înseamnă să vrei să faci altceva. Unii schimbă locul de muncă, alții se duc în concediu. M-am destul m-am dus în România, mă duc în Turcia. Schimbă locul, da? Fac altceva. Întrebarea este, dacă vrei să ieși din rutină și vrei să faci altceva, ce altceva să faci? ce spune mintea sau ce vezi la alții sau ce spune Dumnezeu. Ascultați-mă, oamenii aceștia au ieșit din rutină pentru că au ascultat ce le-a zis Dumnezeu prin îngerul acela. Și asculta înseamnă uneori să faci, nu ceea ce te-ai gândit să faci. Oamenii aceștia nu s-au gândit să-și lase turmele. Acolo era erau bunurile lor și erau acolo să-și păzească bunurile. Asta făcea David în Vechiul Testament și când venea leu și când venea ursul să ia ceva din, din turmă, din bunurile lui, se ducea să se lupte cu leu și cu ursul și Dumnezeu îi dădea biruință. Că păstorii aceștia erau acolo să-și păzească bunurile. Și mintea lor asta le spunea, stăm aici să păzim bunurile. Că, dragii mei, bunurile noastre sunt foarte importante. Și orice activitate care ține de bunurile noastre este o activitate importantă pentru noi. Dar zis Dumnezeu, duceți-vă la Betlea. E important ce crezi tu că este important sau important ce zice Dumnezeu că este important? Asculta înseamnă să faci uneori nu ce gândești tu, ce zice Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură că atunci când Iosif a aflat că Maria a rămas însărcinată, se gândea, se gândea să o lase pe ascuns. Asta era gândul lui. Dar a venit un înger noaptea și a zis, Iosive, nu te teme să o iei la tine pe Maria, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și spune Sfânta Scriptură că Iosif n-a ascultat de gândul lui. A făcut ce a zis Dumnezeu. S-a dus și a luat-o pe Maria, s-a căsătorit cu ea și curge istoria mai departe, da? Magii aceștia care au venit din depărtare, din răsărit, au venit în țara lui Israel să se închine împăratului de curând născut al, al iudeilor. Spune Sfânta Scriptură că au trecut pe la Irod, că s-a ascuns și au crezut după mintea lor unde să fie împăratul de curând născut, decât în palat, nu era în palat. Și Irod, când când a aflat de la, de la preoți cam pe unde trebuia să nască Hristosul, le-a zis magilor, duceți-vă, găsiți-l și veniți și-mi dați de știre ca să mă duc și eu să mă închin. Și s-au dus și l-au găsit. Ce credeți că era în mintea lor? să vină pe la Irod, să-i spună, să se ducă și Irod să se închine. Numai că Dumnezeu în vis le-a spus să nu mai treceți pe la Irod. Acum întrebarea mea este de ce au ascultat, de ce le zicea mintea lor și le-a spus Irod sau de ce le Dumnezeu din ceruri? Asta înseamnă să asculți, dragii mei, să nu faci uneori ce gândești tu, ci ceea ce spune Dumnezeu Chiar dacă nu pricepi, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu ți se pare logic, când zice Dumnezeu să faci ceva, Dumnezeu știe de ce zice să faci așa ceva. Și mai spun un singur lucru, dar dați-mi și apoi închei. În al patrulea rând, ca să ieșim din rutina vieții noastre, trebuie să celebrăm. Noi numim zilele acestea sărbătoare. Da? Sărbătoare înseamnă să celebrezi ceva ce este foarte important pentru tine. Dacă sărbătorești ceva ce nu este important pentru tine, o faci în virtutea unei tradiții. A venit tradiție. A venit uh, 24, 25, 26 decembrie sau 1 ianuarie sau 31 decembrie, da? Uh, și dumneavoastră, ca și mine, am văzut. Uh, tot felul de reportaje, am citit, am ascultat recent, un reporter s-a dus și a întrebat pe o, o tanti de la țară, a întrebat-o, ce, ce sărbătorim la Paște? Și a zis ea, maică, îți bătrână, dar nu știu. Nu știu. S-a dus la altă, altă, femeie și a întrebat ce, ce sărbătorim la Paște. A zis femeia aceea, cred că nașterea, nu a spus nașterea cui. Un alt reporter într-o altă zonă s-a dus și a întrebat tot așa pe o femeie și a zis, nu știu, dar nu știu. Și un bărbat a zis, când a întrebat ce sărbătorim la Crăciun, a zis bărbatul acela, nașterea mai ci Domnului. Deci, pentru că oamenii aceștia, pentru mulți oameni, sărbătoarea aceasta înseamnă să, să sărbătorească ceva ce nu-i foarte important. Ei, ca să ieșim din rutina asta a vieții noastre, trebuie să celebrăm. Și dacă celebrăm, celebrăm ceva ce este foarte important pentru noi. Acum vreau să vă întreb, pentru păstori aceștia, care cred, cred că nu vă îndoiți de faptul că ăștia au început să celebreze. S-au întors cum? Prin de bucurie, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Ce ar trebui să facem și noi? Să plecăm din locul acesta slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Mai mult decât colinda asta de la geamul nu știu cui. Slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Dragii mei, pentru asta nașterea Domnului Isus, Isus Hristos, care nu-i poveste, trebuie să fie important pentru noi. Dragii mei, știți când va deveni Isus Hristos important pentru noi? Știți? atunci când vom pricepe profund ce înseamnă să ai mântuitor și ce înseamnă să n-ai mântuitor. Ce înseamnă viața fără mântuitor, ce înseamnă viața cu mântuitor? Și vreau să vă întreb dumneavoastră, cei care mă ascultați în seara aceasta, știți ce înseamnă viață fără mântuitor? Știți ce înseamnă? Înseamnă viață fără nici o perspectivă fără nicio perspectivă. O trăim și ne-am dus. Eu am venit în lumea aceasta, zicea Domnul Iisus Hristos, să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Asta e perspectiva, dragii mei, celui care are mântuitor. Dar perspectiva celui care nu are mântuitor. Care e perspectiva? Zicea Pavel, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea sau încrederea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că noi nu avem perspectivă, dragii mei. Trăim aici chinuindu-ne poate 70-80 de ani, am murit și gata. Or, cine are mântuitor are perspectiva asta a eternității. Zicea Iov în Vechiul Testament, poate să se desfacă carne aceasta, să rămână doar oasele. Dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și noi altuia el îmi va fi binevoitor dragii mei, eu se chinuia cumplit sub tăvălugul încercărilor prin care l-a îngăduit Dumnezeu Eu au murit copiii, s-a dus afacerea era bolnav din creștetul capului până în tărpile picioarelor și din suferința asta dragii mei, el vedea perspectiva, am mântuitor, am răscumpărător și pentru că am răscumpărător am această perspectivă dragii mei Mă rog lui Dumnezeu din toată inima mea ca la sărbătorile acestea, în mod special la nașterea Domnului, Dumnezeu să ne scoate din rutina, din rutina vieții, din rutina spirituală. Să ne dea Dumnezeu descoperire din ceruri, cuvântul lui Dumnezeu, să pricepem că nu e așa aruncat în vânt, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Mântuitorul, nu-i dragii mei, un mântuitor care s-a născut este mântuitorul care s-a născut pentru mine. Vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, este pentru voi, a zis Îngerul din Cer. Să avem această credință, să ascultăm de Dumnezeu. Și, dragii mei, pentru că avem mântuitor, să începem să celebrăm, adică să sărbătorim, nu chinuindu-ne să intrăm în niște forme, ci, dragii mei, să ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și adevăr, Așa închinători îi plac lui Dumnezeu. Amin. Haideți să-mi ridicați în picioare și pentru timpul ce l-am petrecut în această seară aici, pentru această atmosferă de sărbătoare dragii mei, pentru cuvântul din Scriptură, să mulțumim Domnului și să cerem de la Dumnezeu să vină El și din oboseala noastră, din rutina noastră să ne scoată Dumnezeu, să ne dea o perspectivă eternă. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.